Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnal.tv.md, dar și pe canalul nostru de YouTube să vedem titlurile ediției. Guvernul Gavrilița a fost investit astăzi cu 61 de voturi ale deputaților PAS. Membrii noului cabinet au depus deja jurământul în fața Maiei Sandu și au început activitatea. Creștere alarmantă astăzi a numărului de infectări cu COVID. 241 de cazuri noi au raportat autoritățile. Detalii imediat. La spitalele din sudul țării, acolo unde rata imunizării anticovid este foarte mică, nu mai sunt locuri pentru pacienți. Ce au întreprins autoritățile din sănătate, vă spunem în jurnal. Furtuna și ploaia torențială de astăzi dimineață a făcut prăpăd pe străzile din Chișinău și a lăsat fără curent electric 95 de localități din țară. Avem un nou guvern. Membrii proaspătului cabinet de miniștri au depus astăzi jurământul în cadrul unei ceremonii la președinție. Detalii ne oferă Eugenia Postu. Bună seara, Eugenia! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Rând pe rând, noii miniștri au depus astăzi jurământul la președinție. Șefa statului, Maia Sandu, i-a îndemnat pe noii miniștri să-și facă lucrul cu demnitate, onoare și curaj, iar premierul, Natalia Gavrilița, a promis că echipa sa va lucra în interesul cetățenilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Investirea unui guvern integru, sprijinit de o majoritate parlamentară formată din oameni cinstiți, este ceea ce și-au dorit sute de mii de oameni care au mers la vot. Eu o să vă sprijin, Parlamentul o să vă sprijine, aveți sprijinul partenerilor de dezvoltare, dar este foarte important să aveți sprijinul cetățenilor. Să fiți aproape de cetățeni, să comunicați cu ei și orice decizie pe care o luați să pornească de la interesul, de la nevoia cetățeanului. Fiecare din noi înțelege cât de dificilă este misiunea care stă în fața noastră, dar fiecare din noi este determinat ca în 4 ani de zile să mergem cu capul sus la cetățeni și să le spunem ce am reușit să facem, să le arătăm prin fapte reale că cetățeanul poate avea încredere în guvern. Pentru învestirea noului guvern au votat 61 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Blocul comuniștilor și socialiștilor, dar și Partidul Șor nu au susținut guvernul Gavrilița. De la tribuna Parlamentului, primul ministru și-a prezentat programul de guvernare. Ea a promis confiscarea averii marilor corupți și a spus că din acei bani vor fi reparate școlile, casele de cultură și drumurile. Gavrilița a mai spus că salariile în Moldova vor crește până la 15.000 de lei, iar pensia minimă va fi de cel puțin 2.000 de lei. Acest program include ca priorități majore reforma justiției, curățarea instituțiilor statului de scheme și corupție, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei și creșterea pensiilor și suportului social pe fondul crizei COVID-19, din care trebuie să ieșim pentru a reveni la o viață normală. Natalia Gavrilița a vorbit și despre structura viitorului guvern, care urmează să aibă 13 ministere în loc de 9, câte erau până acum. 4 dintre ministerile existente urmează a fi reformate. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, s-a arătat nemulțumit de proiectul de reformă a justiției propus de noul guvern. Dumneavoastră a scris aceste aberații
doar din cauza că este la modă să vorbiți despre antrenarea experților, inclusiv celor internaționali? Sau considerați că celor 63 de deputați care vă susțin, li se va permite să calce în picioare Constituția? Acum este timpul să trecem la acțiuni hotărâte, inclusiv să urmăm exemplele altor state, state din Balcani și din altă parte, care au reușit curățarea sistemului justiției de elemente corupte. Din 17 membri a guvernului, da, doar 4 membri sunt femei, inclusiv și dumneavoastră, cota gender nefiind respectată. Și aici o întrebare. Cum credeți dumneavoastră, Curtea Constituțională, pe motiv de nerespectarea procedurii și pe motiv de nerespectarea legislației, va anula hotărârea Parlamentului privind investirea Guvernului în 100 de zile, în 6 luni, sau pentru a drege Busuiocu vreo câțiva membri a Guvernului bărbați se vor declara în fața Curții Constituționale drept femei? Domnule deputat, vă îndemn să... Vă îndemn să aplicați, să faceți o sesizare la Curtea Constituțională și sunt sigură că va fi respins ca și multe sesizări pe care le faceți. De mai mulți ani se discută fără niciun succes despre reforma spitalelor. Dacă puteți să ne spuneți ce planificați în acest sens. Noi planificăm și am inițiat încă în anul 2019 construcția două spitale regionale mari care să apropie aceste servicii mai avansate de oameni la sudul și nordul țării. Totodată este nevoie de reabilitarea spitalelor raionale. În timpul sesiunii de întrebări la Parlament s-a stins lumina și s-a declanșat alarma. Toți cei aflați în interiorul clădirii au fost evacuați. Eram în interior, eram în sală și s-a anunțat pauză 10 minute și am ieșit afară. Ce s-a întâmplat? S-au stins luminile în Parlament? Ce se întâmplă? Nu știu, bună întrebare. Chiar idee. Probabil, nu știu, a fost o... Alarmă de incendiu? Da, probabil acolo defecții la un aparat, probabil la o microundă, așa auzim. Și din cauza asta... Am înțeles. Vă rog frumos să vă întoarceți. Ulterior, serviciul de presă al Parlamentului a venit cu o explicație. Specialiștii din cadrul Secretariatului Parlamentului au stabilit că motivul alarmei de incendiu a fost aprinderea unor produse alimentare în cantina instituției. Riscul incendiului a fost eliminat, iar verificările corespunzătoare efectuate au arătat lipsa oricărui pericol pentru aflarea în incinta Parlamentului. Astfel, ședința plenară din sesiunea extraordinară continuă în regim normal. Se arată în comunicatul emis de Parlament. Ulterior, ședința Parlamentului a fost reluată și a fost votat cu 61 de voturi guvernul Gavriliță și programul de activitate. Supun votului cine este pentru investirea, votarea guvernului și componenții guvernului. Vă rog să votați. 61, vă mulțumim frumos și felicitări. De asemenea, Parlamentul a votat o nouă organigramă a Guvernului, care conține 13 ministere. După învestirea Guvernului Gavrilița, reacțiile externe au început să vină aproape imediat. Partenerii externe ai Moldovei au venit cu mesaje de felicitare, manifestându-și încrederea că noua componență a executivului va accelera reformele pe care oamenii le așteaptă. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a scris pe pagina sa de Facebook că noul guvern investit are o componență echilibrată, cu oameni noi și cu politicieni experimentați. Iar acest lucru îi va da capacitatea să înfrunte situațiile dificile.
Sunt conștient că misiunea pe care a primit-o noul guvern nu este ușoară. Aștept să văd un plan clar și etapizat pentru ajutorul substanțial de peste o jumătate de miliard de euro pe care Uniunea Europeană îl pune la dispoziția Chișinăului. Aceste eforturi sunt necesare, sumele sunt evident condiționate de performanța politică și de reformele din Republica Moldova, dar e bine de amintit că toate acestea au fost prevăzute cu gândul la cetățenii acestei țări, care merită mai mult decât au primit în ultimii 30 de ani. Și președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, a felicitat guvernul condus de Natalia Gavrilița. Am încredere că noul guvern de la Chișinău, susținut în mod transparent de o majoritate parlamentară pro-europeană și împreună cu președinta Maia Sandu, vor accelera reformele pe care oamenii le așteaptă pentru modernizarea țării. Noi, Parlamentul European, vom fi alături de Guvernul Republicii Moldova în implementarea reformelor, inclusiv a pachetului de investiții și reforme de 600 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană l-a pus la dispoziția Republicii Moldova pentru următorii ani. A scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Cu un mesaj de felicitare a venit și prim-ministrul României Florin Câțu. Mult succes noului guvern al Republicii Moldova, care a primit astăzi votul de investitură la Chișinău. Vom sprijini toate eforturile doamnei prim-ministru Natalia Gavriliță și ale cabinetului său, îndreptată spre aprofundarea reformelor, consolidarea statului de drept și a parcursului european. Suntem pregătiți să începem imediat să lucrăm pe întreaga agendă de cooperare bilaterală, în spiritul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. A scris Câțu pe pagina sa de Facebook. Nu-l găsesc procurorii, dar l-au găsit și l-au filmat conaționalii noștri din Londra. Uitați-vă, bagopul, eu dragi, mă se ascunde. Nu duci că treabă că te bat în p***a țară fieso. La Londra s-o tipnesc, dragi. Întreaga scenă cu Gheorghe Cafcaliuc vă arătăm imediat. Continuă să crească numărul celor infectați cu COVID-19. Ministerul Sănătății a raportat astăzi 241 de cazuri noi, după efectuarea peste 6.000 de teste. Mai multe informații la subiect are Daniela Pascar. Bună seara, Daniela! Bună seara, Sofie! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Din numărul total de cazuri raportate de Ministerul Sănătății, 5 sunt de import. În ultimile 24 de ore, autoritățile din sănătate au înregistrat alte 5 decese asociate noului tip de coronavirus. Pacienții ar fi avut mai multe boli cronice. Din numărul total de cazuri raportate de Ministerul Sănătății, 4 se înregistrează în rândul lucrătorilor medicali. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 402 pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 70 se află în stare extrem de gravă, iar 14 sunt conectați la respirație asistată. Atât la acest subiect, Sofia, ai legătura. Daniela, îți mulțumim, continuăm jurnalul. Secția de boli infecțioase a Spitalului Raional din Cioadă Lunga nu mai face față valului de pacienți infectați cu COVID-19. Informația ne-a fost confirmată de autoritățile din sănătate din autonomia găgăuză. În acest sens, Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care dispune deschiderea unui centru de asistență medicală la Comrat pentru pacienții infectați. În prezent, în secția COVID din Cioadă Lunga sunt ocupate toate locurile, iar potrivit medicilor, numărul bolnavilor este în creștere. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc, în regiunea de sud se înregistrează o creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu COVID. Conform ordinului Ministerului, Spitalul Raional Comrat a fost dată indicația de a reactiva paturile COVID pentru a putea asigura eventualele cazuri de internări pentru pacienții COVID-infectați. Astfel, la Spitalul Raional din Comrat, autoritățile au dispus activarea încă 20 de paturi. În funcție de evoluția situației epidemiologice, autoritățile iau în calcul suplinirea numărului de paturi. Potrivit statisticilor zilnice emise de Ministerul Sănătății, în Găgăuzia se înregistrează cea mai redusă rată de vaccinare. Doar 10% din populație a fost imunizată împotriva COVID-19 cu o singură doză și doar 7% din locuitori au schema completă
completă de vaccinare. Asta înseamnă că până acum au fost administrate puțin peste 50.000 de doze de ser anticovid. La începutul săptămânii, la Vulcănești, a fost declarat cod roșu de alertă epidemiologică, după ce în ultimele două săptămâni au fost înregistrate 18 cazuri de COVID, majoritatea la cetățeni care au revenit recent din Turcia. Printre restricțiile stabilite odată cu introducerea codului roșu, se numără purtarea obligatorie a măștilor în spații publice închise, inclusiv în aer liber în cazul aglomerațiilor. De asemenea, este interzisă activitatea cluburilor de noapte și a altor localuri de agrement. Slujbele religioase urmează să se desfășoare în aer liber, iar la evenimentele din cadrul unităților de alimentare publică pot participa cel mult 50 de persoane. Chișinăul a arătat astăzi ca după apocalipsă. Copaci doborâți, străzi transformate în adevărate râuri și zeci de plăcuțe de înmatriculare agățate peste tot. S-a întâmplat după ploaia torențială de dimineață, care a provocat pagube în toată țara. Peste 95 de localități au rămas fără curent, iar în satul Kneazev, raionul Leova, un arbore s-a prăbușit peste o casă de locuit. Ploaia torențială a paralizat circulația pe mai multe străzi din capitală. Transportul public nu a putut circula timp de o oră pe strada Calea Ieșilor, Șoseaua Muncești, Durlești, Albișoara, Calea Orheiului, strada Pușkin, Ion Creangă, dar și în comuna Trușeni. Ca urmare a ploilor abundente, unele rute de troleibuz au atestat întârzieri de până la o oră, careva au staționat, iar careva au fost redirecționate. Totodată, din cauza nivelului ridicat al apei, troleibuzele au staționat în special în sectorul Râșcani, Ciocana, Buicani. În apropierea sensului giratoriu de pe Calea Orheiului, circulația s-a blocat. În rezultat, s-au format ambuteiaje kilometrice pe străzile adiacente. Apa nu s-a retras până când muncitorii nu au spart o porțiune din trotuar. Apa a pătruns și în unele autobuze din Chișinău, iar pe trotuare au fost aruncate de puhoaie zeci de plăcuțe de înmatriculare. Conform datelor colectate din subdiviziunile teritoriale IGSU, urmarea precipitațiilor puternice însoțită de descărcări electrice și intensificări ale vântului, în această noapte, echipele de salvatori și pompieri au intervenit în mai multe cazuri pentru înlăturarea și defrișarea copacilor și crengilor prăbușite la pământ. Astfel de intervenții au fost înregistrate în mai multe localități din raioanele Briceni, Iedineț, Dondușeni și Leova. Salvatorii au intervenit la deblocarea traseelor de copaci doborâți în localitățile Corjeuț și Criva, raionul Briceni, Vișoara și Alexandreni, raionul Iedineț. Asemenea, misiuni au fost efectuate și în raionul Dondușeni, localitatea Riorești, precum și pe traseul de ocolire a orașului Dondușeni. De asemenea, salvatorii au înlăturat un arbore prăbușit peste o casă de locuit din satul Kneazevka, raionul Leova. Potrivit furnizorilor de energie electrică, peste 95 de localități au fost parțial deconectate de la rețeaua de energie electrică. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de instabilitate atmosferică rămâne valabil până în această seară. Liderul socialiștilor Igor Dodon a plecat acum două zile la Moscova în legătură cu o însărcinare pe care a primit-o de la fracțiune. Cel puțin așa susține deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Corneliu Furculiță, surprins la ședința Parlamentului. Igor Dodon nu s-a prezentat astăzi în legislativ. Domnul Furculiță, ce face Igor Dodon la Moscova? Am văzut că a plecat din nou cu încă alte trei persoane, a revenit. Este o însărcinare care a primit-o din partea fracțiunii. Ce este o chestiune internă a fracțiunii. De ce a fost nevoie să meargă și fratele lui cu el și președintele de... Este o chestiune deja personal și nu cunosc dacă au mers sau nu. Dar a revenit în țară? Iarăși nu cunosc. Lăsați agenda domnului Dodon, fiindcă el nu mai este deja președinte de țară. Este deputat. Face parte din opoziție. Avem acum o ședință extraordinară cu o agendă separată, la care vin deputații conform posibilităților personale. Și pentru agenda dumneavoastră trebuie ca să plece atât de des la Moscova? Asta presupune rezolvă. Dar cât este des și cât este rar? Păi el pleacă destul de des.
Igor Dodon a plecat la Moscova în noaptea de 13-4 august împreună cu fostul deputat PSRM Oleg Teterea, unul dintre cei mai vechi și devotați prieteni și cu mătre ai săi. Împreună cu fratele său Alexandru Dodon, dar și cu președintele Federației Naționale de Taekwondo Igor Iuzefovici. Toți au zburat cu aceeași cursă, doar că Igor Iuzefovici, Alexandru Dodon și Oleg Teterea au trecut prin sala VIP, iar Igor Dodon prin sala delegațiilor oficiale, ca și recent când a fost în vacanță în Turcia cu familia. Sursele Jurnal TV susțin că vizita ar avea legătură cu reîmpărțirea afacerilor pe care le au împreună cu Igor Ceaica. Deputatul PAS Lilian Carpi a transmis procurorului general Alexandru Stoianoglu o sesizare în legătură cu imaginile trucate în care apare președintele țării Maia Sandu și Lanșor. Filmulețul ar fi fost creat la comanda lui Vyacheslav Platon, care însă respinge aceste acuzații. Carp cere procuraturii să examineze acțiunile PC Cox și măsurile întreprinse în privința tuturor încălcătorilor de lege urmare a operațiunii speciale desfășurate în comun cu SIS. Serviciul de presă al Procuraturii Generale nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă instituția a recepționat sesizarea lui Carp. Republica Moldova are nevoie de o legislație mai dură în combaterea falsurilor. Este reacția președintelui Maia Sandu la imaginile trucate în care apare alături de Ilan Șor, imagini în spatele cărora ar sta controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. Discuțiile au avut loc la emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, unde au fost abordate mai multe subiecte. Din păcate, aceste metode de a minți oamenii se complică, deci evoluează în sensul negativ, pentru că asta este o formă de deepfake. Intenția este să prezinte un fals cât mai aproape de adevăr, așa încât oamenilor să le fie greu să facă diferența dintre adevăr și și minciuna. Revedem că în Republica Moldova există totuși un anumit grad de imunitate a cetățenilor la aceste falsuri. Data viitoare s-ar putea ca această încleiere de imaginea unui om fața unui om pe altă persoană să poată să fie făcută mai profesionist, ca să zic așa, și să ducă în eroare mult mai multă lume. De aceea, așa cum am spus și în Parlament, eu cred că noi avem nevoie de o legislație mai dură pe lupta împotriva falsurilor. Vyacheslav Platon și Ilan Șor au negat legătura cu acest material. În altă ordine de idei au fost aduse în discuție mai multe subiecte, printre care activitatea procurorului general. Eu apreciez omul după rezultate. În cazul procurorului general nu am văzut rezultate. Dimpotrivă, am văzut lucruri care nu trebuiau să se întâmple, inclusiv fuga unuia dintre hoți acum de curând, care este pe conștiința lui, mă refer la Platon, și pe conștiința procurorilor care se ocupau de cazurile în care sunt de dosarele în care este implicat Platon. În înțelegerea mea, partidul va veni cu un proiect de lege pentru ca să modifice legea procuraturii și să includă acolo evaluarea activității procurorului general. Pentru că nu este posibil să așteptăm 7 ani și doar după 7 ani să corectăm lucrurile în situația în care procuratura nu funcționează așa cum ar trebui. În programul de guvernare, doamna Gavriliță promite pensii minime de 2000 de lei și prima întrebare firească este de unde bani? Partidul a făcut o promisiune electorală, a indicat și o dată concretă când această promisiune electorală va fi pusă în aplicare și respectiv. Acum este grija lor, grija oamenilor din guvern să găsească acești bani și să își îndeplinească angajamentul. Acum, sigur că va fi o presiune mare pentru că costul este de în jur de 4 miliarde de lei anual. Trebuie să întreprindă măsuri urgente, să restabilească finanțarea externă. Trebuie să vadă pe intern unde pot fi rearanjate cheltuielile. Și, bineînțeles, cel mai important lucru este creșterea economică. Spuneți-ne dacă o să avem o cerere de aderare la Uniunea Europeană în mandatul Maia Sandu. Trebuie să depunem cererea atunci când suntem pregătiți și atunci când suntem credibili.
Noi avem foarte multe lucruri de rezolvat aici acasă și atunci când discutam despre faptul că partenerii externi pot să ne ajute, ei pot să ne ajute. Dar ordinea trebuie să ne-o facem noi. Eu prefer să merg cu cererea la Bruxelles atunci când am realizări în spate. Și asta este cumva și așteptarea pe partea cealaltă. Sigur că noi vrem să ajungem cât mai repede. Sigur că noi vrem să avem standarde de viață europene cât mai repede în Republica Moldova. Dar trebuie să construim această credibilitate în relație cu Uniunea Europeană și în relație cu celelalte țări. Ok, dar întrebarea este dacă reușim în 4 ani. Noi o să facem tot efortul ca să ne apropiem de acest lucru. Veceslav Platon pledează nevinovat în dosarea în care este vizat, iar procurorul general a declarat anterior că nu înțelege de ce ar trebui să plece din funcție. Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, anunțat în căutare în dosarul verde de briliant, se plimbă prin Londra. Acesta a fost filmat de un moldovean stabilit acolo, care a trimis imaginele la Jurnal TV. Bărbatul susține că l-a filmat pe Cavcaliuc ieșind dintr-o cafenea din cartierul Paddington. Uitați-vă, bagou, eu dragi mă să ascunde. Nu duci că treabă că te bat în p***t, sare fiesul. La Londra s-o odihnesc, dragi. Anterior, Gheorghe Cavcaliuc a anunțat că nu intenționează să revină în Moldova, menționând că a revenit în funcția pe care a deținut-o la o companie din străinătate. Asta, deși cu puțin timp în urmă, spunea că este în drum spre casă cu familia. Dosarul verde de briliant, în care Cavcaliuc este învinuit împreună cu alți 4 membri ai partidului, a fost trimis în judecată. Un sirian a fost depistat de polițiști în portbagajul de deasupra unei mașini ce urma să ajungă în Germania. Planul sirianului a eșuat. Cum a ajuns acesta în portbagaj și ce i s-a întâmplat după ce a fost coborât de acolo, vă arătăm în Jurnal. Un incendiu a izbucnit în această noapte la o stație PECO de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău. La fața locului au intervenit 5 echipaje de pompieri. Specialiștii urmează să stabilească motivele care au provocat incendiul. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 2 noaptea. Incendiul nu a făcut victime, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Focul a distrus un panou electric, peretele din exterior și 30% din acoperișul unui magazin alimentar. Circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. Au născut înainte să ajungă la spital. Este vorba despre 2 gravide care au fost ajutate să nască de către echipele de asistență medicală urgentă. Medicii au fost nevoiți să intervină rapid, iar după acordarea primului ajutor medical, mamele și nou-născuții au fost transportați la maternitate. Primul caz a fost înregistrat într-o suburbie a municipiului Chișinău. O tânără de 23 de ani a dus pe lume un băiețel în timpul transportării la maternitate. În cel de-al doilea caz, la Cantemiro, gravidă de 32 de ani, a născut o fetiță. Pe parcursul ultimelor 48 de ore, la instituțiile medicale spitalicești din țară au fost transportați 1782 de pacienți, dintre care 450 copii. Primii pepeni verzi moldovenești au apărut în vânzare în piețele din țară. De aproximativ o săptămână, producătorii și-au scos marfa pentru comercializare. Dacă unii fermieri stau la tarabe, alții își vând recolta direct din pepiniere. Este și cazul lui Liliana Ramă din satul Domul Geni, raionul Florești, care crește exclusiv produse ecologice. Hărbuzul ăsta, peste 2-3 zile, undeva, e gătel. El ar fi bun de realizat și de consumat. E un hărbuz foarte bun, soiul e bun. Liliana Ramă crește pepeni verzi de aproximativ 10 ani, iar recolta pe care a obținut-o în această vară nu a mai avut-o de mult. Și asta se datorează condițiilor meteo favorabile pentru agricultură, spune producătorul. Este o roadă, să vă spun, foarte bună. Așa roadă mai rar a fost, poate nu pentru toți, dar eu sunt foarte mulțumit. Anul ăsta au crescut mai mari în față de anii trecuți, chiar aproximativ toți sunt mari. Mai erau anii trecuți mai mici, acum sunt cam toți mășcați. A fost ploaie suficientă? Foarte, e și bun. Nu ne-a afectat piatra, nu ne-a afectat alte calamități. E ecologic, avem și analiza. În acest an a cultivat peste 3 hectare de pepene verde. Anul ăsta, undeva la hectare, să fie la 40 de tone.
or să fie. Eu am mai mult soiuri, cred că să mă duc până după septembrie. Unul din soiuri este pepenele alb. El are aproape mai mult jumătate de metru și tot are vreo 16. Toată marfa o vinde direct din pepenieră. Acum, la moment, aici mai mărișor, 7-6 lei am la moment. Poate mai pe urmă să mai... Anul trecut a fost mai 6-5 undeva la vremea asta. Pentru a deosebi un produs autohton de unul importat, trebuie să fim foarte atenți, spune fermierul. A nostru, dacă l-a adus astăzi la piață, el e cu codița verde. Vreau zic că codița trebuie să fie verde și nu e așa de traumată. Dar aici care i-a adus, el e o leacă năsădit, dacă se poate, o leacă năsădit, o leacă pălit, el se vede, dacă vă uitați atent. Dar codița, poți să zici că e aproape nu-i, oare e... Producătorul a cultivat și pepeni galbeni cam aproximativ un hectar. Asta e gata de realizat. Aici or să fie undeva peste 4 zile, 3, depinde de cum a să fie soarele. Dacă ar să fie azi mai cald, înseamnă că 2 din 3 o scoacă. Ia uitați de frumușei. E un produs bun, natural. Și el tot diferența să cunoaște-l pe piață, că vedeți el... Nu e atins, nu e pălit, nu e nimic. Preferim galben la noi la 10 lei. Cel mai mult îl ajută fiul cel mare. În timpul anului este student la Chișinău, iar vara vinde pepeni verzi și galbeni. Și am decis ca vacanța de vară să o petrec alături de părinții mei, alături de tată. Ne sculăm dimineața, depinde, când la 7, când la 4 dimineața. Da, mai scurs singur. Specialiștii recomandă să cumpărăm pepeni verzi și galbeni doar din locuri autorizate și cu certificate de conformitate. Are doar 25 de ani și deja și-a transformat visul în realitate. Vorbim despre Cristina Marinuța din comuna Trușeni, care de mică a cochetat cu arta, iar când a crescut mai mare a hotărât să creeze cele mai originale produse de patiserie. Era la început de drum când s-a declanșat pandemia, dar asta nu a făcut-o să lase mâinile în jos. Dimpotrivă, i-a dat puteri să meargă mai departe. Urmăriți o poveste de succes din comuna Trușeni, municipiul Chișinău. Am fost plecat în jur de 3 ani și acolo a început totul. Inițial pregăteam pentru noi doar, după care la comandă și când am revenit deja am dezvoltat. Îmi plăcea prea mult ca să lăsăm și am zis că dacă simt că o să meargă, mergem înainte, da. Și a fost așa. Au fost 10 de încercări, practic toate cu eșec. Doar că prin încercări am învățat. Copleșită de patiserie și de tot ce este dulce, Cristina a făcut câteva școli de masterclass-uri la Moscova. Am făcut și 2 școli de patiserie cu durata 6 luni orientativ fiecare. Și acolo cumva m-a ajutat să mă dezvolt mai mult, pentru că era un bagaj foarte mare de informații. Acolo a fost baza, de fapt. Aveam deja clienții noștri acolo, dar că la un moment dat nu mai mergea și am zis că nu, e ok acum să lăsăm și să ne întoarcem. Și mi-era dor de tot ce înseamnă acasă. Când am anunțat că venim acasă, adică instant au început să-mi scrie că gata să rezerveze data pentru care aveau nevoie de tort. Și n-a fost atât de complicat cum ne-am așteptat noi. Adică a fost mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Odată reîntorși acasă, soții Marinuța au pus pe roate ceea ce era la început o idee, un proiect, iar anul trecut au câștigat și un prim ajutor nerambursabil pentru dezvoltarea ideii. Am participat la un proiect Femei în Afaceri și am fost câștigător de anul în decembrie. Cu acest grant planificăm să achiziționăm o mașină frigorifică. Pandemia le-a pus pe stop afacerea, dar asta nu i-a oprit să viseze. Când s-a început pandemia și noi am început proiectul nostru ca să dezvoltăm afacerea, a fost complicat, da, într-adevăr a fost, dar nu ne-a făcut să ne oprim. Ba din contra, ne-a încurajat, adică credeam că o să ieșim la un final și da, a fost greu, dar nu e imposibil. Nu contează ce faci, contează cât suflet depui în ceea ce faci, spune Cristina Marinuța. Răbdarea de a să faci tot cu suflet, adică să depui suflet în orice, pentru că dacă nu depui suflet, nu iese așa cum trebuie. Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd în Turcia și Grecia. Oamenii sunt disperați. În același timp, în lume se produc fenomene meteo extreme. De exemplu, în Bolivia și Peru a nins abundent, iar o localitate din Slovacia a fost lovită de o tornadă cu rafale ale vântului de 200 de km/h.
Potrivit primarului localității afectate din Slovacia, tornada a avariat numeroase gospodării, acoperișurile fiind luate de vânt. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, iar liniile electrice au fost rupte. Nu au fost înregistrate victime, iar pagubele sunt în proces de evaluare. De tornadă au fost lovite și două localități din Polonia. În același timp, în Turcia, continuă să se extindă incendiile puternice de vegetație. Peste 180 de focare au ucis 8 oameni, au devastat păduri de pin și terenuri agricole. We are not making a movie here. This is not Hollywood. It is Turkey, and Turkey is burning furiously. As you see, all the crew here are working voluntarily with our own efforts. We are helpless, and there is no one believing us. We are so desperate. Pe rețelele sociale turcești s-a răspândit cu o viteză o fotografie cu un băiețel pregătit să înoate care se oprește la marginea apei, cu privirea furată de imaginea unui avion folosit la stingerea incendiilor, care zboară la mică altitudine pe un cer roșu ruginiu. Pentru mulți, fotografia care ar fi fost făcută de un turist rus aflat în vacanță în Antalya a ajuns un simbol al incendiilor violente, care au pârjolit litoralul mediteranean al Turciei în ultimele 8 zile. Oamenii se declară șocați de incendiile fără precedent, despre care experții spun că au fost cauzate de criza climatică și de gestionarea defectuoasă a situației de către autorități. Și incendiile din Grecia se extind cu repeziciune, dar cel mai rău încă urmează, a avertizat premierul Elen. Sunt prognozate rafale puternice de vânt, iar țara este ca un butoi de pulbere, mai spune șeful guvernului de la Atena. Cele mai puternice și periculoase focare sunt cele din Atica, din zona Atenei, cele de pe insula Evia și cele din Elida, zonă din nord-vestul peninsulei Peloponez. În paralel, parchetul de la Atena a început o anchetă, deoarece se bănuiește că unele focare nu au pornit din cauze naturale. What is happening now is crazy. There were 118 fires in all of Greece yesterday. If it crosses the national road, it will spread to the other forests there. De la pârjol la zăpadă, a nins neobișnuit de mult în Bolivia și Peru. Chiar dacă în cele două țări sud-americane este iarnă, fiind în emisfera sudică, cantitatea de zăpadă i-a derutat pe localnici. Dacă în Bolivia oamenii păreau că se bucură de zăpadă, în Peru au fost semnalate probleme pe șosele. De menționat că Europa trece prin fenomene meteorologice extreme în această vară, de la inundații puternice în nord, la valuri de căldură severă și incendii în părți din Mediterană. Un cetățean sirian a plătit 1000 de euro unui șofer pentru a-l duce în portbagajul suplimentar al mașinii până în Germania. Planul său a eșuat însă pentru că la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-România acesta a fost depistat de polițiști. El stătea ghemuit deasupra mașinii. Potrivit poliției de frontieră din România, astăzi dimineață, în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, s-a prezentat un cetățean de 50 de ani din Georgia, iar după ce mașina i-a fost verificată în portbagajul montat pe automobil, a fost găsit un bărbat. La scurt timp, polițiștii de frontieră au stabilit că persoana ascunsă este un cetățean sirian în vârstă de 42 de ani. Șoferul automobilului a declarat autorităților că l-a preluat pe cetățeanul sirian din portul Varna, Bulgaria, și că urma să-i asigure transportul până în Germania, primind de la acesta suma de 1000 de euro. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria celor doi bărbați, iar conform protocolului româno-bulgar, aceștia și autoturismul au fost preluați de reprezentanții poliției de frontieră din Bulgaria, în vederea dispunerii măsurilor legale. Doamnelor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile Sport și Meteo, de la ora 20 urmăriți talk show-ul Trigger. Nu uitați, dacă ați fost martorii unui eveniment care poate deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem la jurnalul de noapte. Numai bine!